cu un nou videoclip. Astăzi vă voi prezenta Oxapolo, pădurea rătăciților, o carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Este continuarea primului volum din trilogia Oxapolo. Este mult mai scurtă cartea, deși este mult mai plină de aventuri. Momentan în română au rămas la a treia carte, de-abia aștept să iasă și a patra și a cincea. În total sunt cam vreo 6 cărți în engleză, dar eu am rămas la cartea a treia. Îmi pare rău că nu pot să continui în franceză, continuarea. Acum că am aflat că este din franceză, nu mă mir că are nimic chiar atât de ciudate. În această carte este foarte mult vorba despre Gus și despre Tugdual, doi prieteni foarte buni ai micuței binevoitoare, adică Oxa. Este foarte emoționantă cartea. Și nu știu, nu m-am mai putut dezlipi de carte, mi-a plăcut foarte mult. Are scrisul cât de cât, nici prea mare, nici prea mic. Nu are nicio ilustrație, din păcate, ceea ce o face o carte mai greu de citit. Are mai multe pagini. Are 64 de capitole. Are și o parte din primul volum. Spune despre ce a fost vorba. Și are 346 de pagini. Îmi place foarte mult această carte. Cel mai mult îmi place partea din spate, de pe copertă. Adică te lasă într-un mister foarte greu de, nu știu cum să spun. Este foarte complicată cartea. Mereu se află diferite complicații unde trebuie tu să stai. Dacă n-ai terminat capitolul, rămâi terorizat până când iei din nou cartea, pentru că ce se mai întâmplă, poate că moare sau. Din păcate, a murit și Zurlia, bătrânei binevoitoare, și toți au fost foarte triști pe moment. Deși a fost până la urmă uitat de moartea lui Leomido, fratele bunicelui Oxa. În această carte mai este vorba și de Zelda. Este, nu știu cum să spun. Zelda este de fapt adăpostul lui Orson Maigreau, profesorul de matematică și fizică a lui Oxa și a lui Gus. Este foarte neputincios
să-ți vezi prietenul care adăpostește un dușman și tu nu poți să rănești dușmanul pentru că se află în corpul prietenului tău și tu nu poți să faci nimic. Dar totul s-a terminat cu bine. I-au șters memoria Zeldei. Deși Merlin a asistat la acel loc și totuși nu i-au șters memoria pentru că au spus că totul o să fie bine, pentru că totuși el ținea tabloul în timp ce o parte din refugiații au fost înrămați după Gus. Gus a dispărut înrămat după ce avea geanta Oxei. S-a dus într-un tablou care a detectat lucrurile din geanta Oxei, dar nu a simțit că era altă persoană, așa că l-a luat pe el. Vroia să o ia pe Oxa pentru că așa trebuia ca să scape de malefice, niște creaturi foarte rele și groaznice. Nu ne-a descris în carte prea mult cum arată, pentru că nu s-au întâlnit decât la final, unde nu prea a stat prea mult, evident, ca să nu îi omoare. Maleficele sunt foarte puternice, aproape imposibil de învins în luptă, dar noroc că au plecat fix în momentul în care au apărut maleficele. Cartea a fost foarte interesantă, o recomand tuturor. Este plină de aventură și dacă nu vă plac lucrurile care vă emoționează foarte mult, nu prea este o carte pentru voi, dar totuși merită această carte. Este pe locul întâi în topul meu. Și de-abia aștept să termin și cartea a treia. Deja am început. Este foarte interesantă. Și după aceea mă voi apuca și eu de Narnia, dar până atunci începe Polocmania. Aici spune: ai grijă, Harry Potter, tocmai a început Polocmania. Foarte interesant. Cel mai mult dintre creaturile Dragomirei mi-a plăcut indolentul, adică e indolent. Va fi foarte interesant, mai ales în cartea a treia, indolentul. Este foarte amuzantă cartea. Și de-abia aștept să o citiți și voi. Vă recomand tuturor și acesta a fost videoul. Dați like, subscribe, share și ne vedem pe data viitoare. Pa!